Krisztina Bogacánba, hogy o szemekedünk a
Respectate. Vă rog, doamnă. Bună ziua. Azi, 18 martie 2021, în Târgu Mureș, sunt operaționale 3 din cele 5 centre amenajate de către primăria Târgu Mureș, în cadrul acestora fiind operaționale 11 din cele 27 de cursuri amenajate, după cum urmează. La Casa de Cultură Mihai Eminescu sunt operaționale 4 din cele 10 cursuri amenajate, la Sala de Sport a Școlii Gimnaziale Tudor Blagoveanu sunt operaționale 4 din cele 12 cursuri amenajate, iar la Casa de Oaspeți a Primăriei sunt operaționale 3 din cele 5 cursuri amenajate. Pe lângă aceste centre de vaccinare, fixe de vaccinare, au fost operaționale 3 echipe mobile, din care la ora actuală o echipă vaccinează persoanele nedeplasabile, iar cealaltă persoanele din centrele rezidențiale. Aceste echipe mobile și-au exercitat activitatea pe toată raza județului Mureș, efectuând până azi 3.740 de imunizări în centrele rezidențiale și 36 de persoane nedeplasabile. În ceea ce privește numărul de imunizări efectuate în centrele amenajate de primăria Târgu Mureș, în funcție de tipul vaccinului folosit, situația este următoarea. 19.191 de doze de vaccin Pfizer, 1.534 de doze de vaccin Moderna și 3.448 de doze de vaccin AstraZeneca. Astfel, numărul total al dozelor administrate de către personalul medical contractat de către primăria Târgu Mureș, în centrele de vaccinare și de către echipele mobile, este de 24.173 de doze. În vederea realizării acestui număr de imunizări, primăria Târgu Mureș a încheiat contracte de prestări servicii conform legii cu 29 de medici, 130 de asistenți medicali și 12 registratori medicali. Înainte să dau cuvântul domnului doctor Moldovan Iuliu, permiteți-mi să adresez mulțumiri pentru implicare și pentru instituția prefectului, personal pentru doamna prefect Mara Cotonel, și mulțumesc medicilor și personalului auxiliar care deservesc aceste centre de vaccin și au depus un efort imens în prima linie. Evident, mulțumesc și colegilor din Primăria Târgu Mureș care și-au dedicat timpul și chiar și zilele de weekend pentru că aceste centre să fie funcționale în parametrii de siguranță stabiliți de DSPA. Mulțumesc și medicilor și asistenților care sunt angajați la direcția școlii a Primăriei Târgu Mureș pentru eforturile lor de a merge de dimineața în instituția de învățământ, iar după masă să meargă la al doilea serviciu, de fapt. Putem să spunem că schimbul 2 la centrele de vaccinare pentru multe ore. Știu că nu este ușor pentru acești colegi, dar vreau să asigur încă o dată că noi, ca și administrație, vom face tot ca să ce va trebui să reușim să reducem normalitatea în viața noastră cât mai repede să revin normalitatea Târgu Mureș. Excel, pentru că sunt eu Ișpani Hibotona, cu așa ghicevi, deci să mi-e așa în maratul vânăr, cu Ișpani Sână, deci o zonă vă zimite zmine, ne cum e așa ghitic, asta mâncat, dar este așa în cusă de fundul, că zorbo șupnă, că și-o afișa ghitul să mi-e zăt, ne cum e, că zolta și cu spontul, cu în zărea și bună, vă lăguznă, mă rog, la așa de bulgar, mă știu de Hibotona, vă lăguză colegac, ne cum e, că időt nem sajnálva, a hétvégén is ott voltak és segítették, hogy ezek az oltásközpontok működőképesek legyenek és megfeleljenek az előírt paramétereknek. Meg szeretném köszönni annak az orvosi személyzetnek, asszisztenseknek, amelyek a polgármesteri hivatal iskolai igazgatóságán dolgoznak, az általuk kifejtett tevékenységét, hiszen ők a délőtti munka befejezte után második váltásban, mint egy második állásként mennek az oltásközpontokban segíteni, sok-sok órát ott töltenek. Tudom, hogy nem könnyű, viszont szeretnék biztosítani mindenkit, hogy a polgármesteri hivatal
mindent megtesz, hogy egyrészt visszatérjen a normalitásba az élet, a kerékvágásba, visszatérjen a normális kerékvágásba, amit megszoktunk, és minél hamarabb belevonulhat a lakosság. Önkonti Máriás Dorisarok, domnul doctor Moldovan Iuliu, director TSP, să ne împărtășească gândurile lui și experiența lui și, evident, dacă sunt întrebări, atunci încercăm să răspundem. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Mulțumesc de domnule primar pentru invitație. Aș vrea să fac un scurt comentariu la ceea ce s-a întâmplat practic de un an de zile. În 4 martie am avut primul caz pozitiv confirmat. Suntem în 18, deci peste un an, în urmă cu un an de zile, legat de situația de cum am evoluat în decursul un an de zile. Acum avem două aspecte legate de COVID, dar dacă până în 31 decembrie făceam anchete și cazurile se internau, se izolau, se carantinau, acum din 31 decembrie practic a început și campania de vaccinare și acum ambele aspecte le avem în vedere, astfel încât când implicăm mai mult în cele două aspecte, atât noi ca și autoritate, cât și unitățile administrativ-teritoriale și în modul în fiecare dintre noi individual, să încercăm să punem capăt aceste pandemii la nivelul județului Mureș într-un timp cât mai scurt. Pentru că astăzi, după un an de zile, azi de dimineață am depășit, practic, cifra de 19.000 de cazuri la nivelul județului Mureș. Avem peste 600 de decese înregistrate la nivelul județului Mureș, repet, într-un an de zile. Până în 31 decembrie, dar am spus, e partea legată de tratament, de izolarea persoanelor, dacă e la domiciliu, fie în carantină, fie sau în tratamentul lor în spital, le-am realizat cu ajutorul unităților sanitare cu 4, respectiv spitalul de fază 2, spitalul din județean Târgu Mureș și cu ajutorul unităților sanitare suport, respectiv spitalul din județean de urgență, Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant, spitalul municipal Sighișoara, Redin, Târnăven și Luduș, care au care participă la tratamentul pacienților COVID pozitiv din județ și nu numai. Legat de campania de vaccinare, m-am spus, în 31 decembrie a debutat faza 1, respectiv în 7 unități spitalicești din județul Mureș. Această etapă întâi, practic, la noi s-a terminat. Aceste centre nu mai funcționează și, începând cu luna ianuarie, cu mijlocul lunii ianuarie, am deschis centrele din etapa a doua, destinate persoanelor peste 65 de ani, bolnavilor cronici și persoanelor care lucrează în categoria persoanelor esențiale. Da? Și de câteva zile am demarat și etapa, intră și etapa a treia de persoane care se pot vaccina pe aceste liste de așteptare la ajutorul să revină. Astăzi, practic pentru etapa a doua, avem 11 unități administrativ-teritoriale implicate în procesul de vaccinare, respectiv Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Sărmaș, Târnăven, Luduș, Iernut, Miercurea, Miraj, Râciu, Curdiu și Ugheniu, cu 13 centre. Târgu Mureș avem 3 centre de vaccinare funcționale la ora actuală.
Și urmează să deschidem încă 6 centre, unul în Târgu Mureș, respectiv în Deza, sunt Giurgiu de Pădure, sunt Giurgiu de Mureș, Reghin, încă un centru și sunt Graiul de Mureș. Ca și număr de doze administrate până în prezent, la nivelul județului Mureș au fost administrate aproape 71.000 de doze, din care 46.000 de, peste 46.000 de doze administrate ca și doză 1 și aproape peste 24.000 de persoane care au primit și doza 2. Deci 24.342 persoane au primit atât doza 1 cât și doza 2. Dintre acestea, și pe tipuri de vaccin, vă pot spune, 57.000 de doze de vaccin Pfizer, 4.650 doze vaccin Moderna și AstraZeneca, 9.000 de doze administrate în județul Mureș. Cam astea sunt cifrele mari la nivel de județ, la zi, să zic așa. Și vreau reveni la Târgu Mureș. Colaborarea cu primăria Târgu Mureș, practic, o avem de un an de zile. Din starea de urgență în care, practic, tot ce înseamnă asistență medicală școlară, aproape toate cadrele din asistența medicală școlară au trecut de la DST, să ne sprijine pentru anchetele de denunce și celelalte activități care sunt necesare în combaterea pandemiei COVID. Call center și alte activități pe care le desfășurăm la nivel de Direcție de Sănătate Publică. Și nu numai. M-am sprijinit și cu, prin Direcția Școli, cu spațiul inițial la Liceu Avram Iancu și acum spațiul pus la dispoziție pentru desfășurarea de activități specifice la nivelul Liceului Economic. Mulțumesc pe această cale primărie pentru implicarea, cum am spus, de la începutul pandemiei și acum și pe parte de ceea ce înseamnă vaccinare. Cam asta am vrut să vă fac o radiografie la zi a ceea ce înseamnă COVID în județul Mureș. Putem să punem întrebări? Da. Da. În ceea ce privește efectele adverse după vaccinare, pe categorii de vaccinuri, AstraZeneca, Pfizer și Moderna. Ce ne puteți spune? Până acum avem înregistrate 23 de reacții adverse. 6 sunt pe AstraZeneca și restul sunt pe Pfizer și Moderna. Decese s-au înregistrat? Nu am avut decese. Aceste reacții adverse sunt de intensitate minore, ca să zic așa, nu au fost probleme deosebite cu pacienții, probleme deosebite cu respectivele persoane. Și o ultimă întrebare referitor la formularele pe care trebuie să le completeze persoanele care urmează să fie supuse vaccinării și care ar trebui să includă acordul informal al pacientului. Ce ne puteți spune? Aceste formulare există în centre de vaccinare, la nivelul fiecărui centru. Și sunt și completate, le dați pacienților sau nu se că am avut probleme la București, ieri am ascultat niște interviuri. Fiecare centru de vaccinare trebuie să pună la dispoziție informațiile respective, atât formularul de triaj epidemiologic, cât și formularul de acord informat. Se pot vedea, deci eu dacă vin ca redactor de la alunui ziar, eu am acces la aceste formulare, la o statistică, să vedem, sunt cuprinse într-un registru, cum aveți evidențele? Nu, evidențele acestea nu sunt la nivelul Direcției de Sănătate Publică,
evidență sau ce se întâmplă în fiecare centru, există, fiecare centru are un coordonator de centru care răspunde de tot ce înseamnă managementul centrului respectiv. Deci trebuie să se asigure că are formularistică, are materiale sanitare, are vaccinuri. Dumneavoastră faceți un control. Ne-am făcut controle, am făcut controle la toate centrele și vom face, probabil, vom face și în continuare. Și până acum ce ați constatat? Asta e ultima întrebare. E tot în regulă la acest capitol? La capitol? Acord informal. Deci persoanele vaccinate, cele atâtea 10, 70... Dacă îmi permiteți, din punct de vedere tehnic, vă pot spune cum derulează completarea acestor chestionare. În momentul în care pacientul se prezintă în centru de vaccinare, sunt două situații. Este o situație în care pacientul vine cu acest formular de acasă, completat, privind chestionarul pentru triaj. Și majoritatea cazurilor, când pacientul nu are acest formular și își ridică de la partea de registrator. După ce se verifică programarea pacientului, pacientul primește acest chestionar și sunt spații, mese, locuri unde acest pacient completează chestionarul. Acolo unde pacientul întâmplă dificultăți în completarea chestionarului, sunt două variante. Dacă numărul pacienților care sunt în așteptare nu este unul mare, registratul ajută la completarea datelor personale. De multe ori e necesar de ajutor și acolo. Aceste chestionare, cu aceste chestionare, pacientul intră la triaj. Acolo unde nu a completat, este ajutat de către medicul care face triajul. Medicul care face triajul își completează și el numele pe acea foaie de consimțământ informat, fiind persoana care furnizează informațiile necesare pacientului. Formularul este semnat atât de către medicul care face triajul, cât și de către pacient. Da, și persoanele de la țară care nu au niciun acces la formular? Nu este nicio problemă, îl găsesc în centrul de vaccinare, am și completat și eu împreună cu pacienții, făcând activitate de triaj în acest chestionar. Vă legat de numărul de infectări în ultima perioadă, se vede o creștere și în județul Mureș. Câte focare sunt în acest moment? Practic, unde sunt aceste infectări? Și dacă ele mai apar în rândul cadrelor medicale, acolo unde majoritatea s-au vaccinat? Evoluția epidemiologică în județul Mureș are un trend ușor ascendent, deci undeva de la mijlocul lunii decembrie și până, să zic, la începutul lunii martie, ne situam undeva la 50-60 de cazuri în medie pe zi. Am avut și de atunci se observă o ușoară creștere. Undeva la, suntem în medie, undeva la 60-70 de cazuri pe zi acum. Transmiterea este comunitară. Dar avem și focare acum în observație. Focare înseamnă de la 3 cazuri în sus. Avem atât personal, atât cadre didactice, cât și personal din instituții publice sau private. Practic avem avem și la ora actuală aceeași extindere comunitară. Nu putem spune că din cauza că a început școlile a crescut numărul de cazuri. Dar avem și cazuri de cazuri didactice, în elevilor. Sunt puse la dispoziția școlilor teste antigen. Există metodologie specifică când și ce și cum se utilizează aceste teste de antigen. În spitale sunt cazuri. Și în spitale, evident că nu toată lumea s-a vaccinat, nu toți au trecut prin boală. Deci nu este nicio persoană dintre cele vaccinate care s-a infectat? Aveți o asemenea evidență? Nu am o evidență acum, la zi, dar o să văd în situație și o să vă transmit pe canalele media câte din persoanele vaccinate s-au reinfectat sau s-au infectat a doua doză, de exemplu. Să nu vă rog la sură, dar mai ales oculare, fiind bolnav, în alt județ, legat de
situația din spitale, m-am spus încă din, de la începutul pandemiei au fost 4 spitale care au fază 2, un spital și 3 spitale, spitale suport și undeva de anul trecut din toamnă am dus și celelalte spitale, respectiv Târnăveni, Ludu și Reghin, ca și spitale suport. Și astăzi există, avem locuri libere la, pentru tratamentul pacienților, ca să zic, non-ATI, există locuri libere în județ și în toate spitalele, practic, iar referitor la pacienții din secțiile de ATI, sunt aproape toate ocupate, sunt zilnic 1-2 locuri libere care se ocupă imediat, deoarece sunt, avem și pacienți din afara județului Mureș, undeva la 5 până în 10 pacienți în fiecare zi din alt județ sau din, din totalul pacienților internați în paturile de terapie intensivă, până în 10 pacienți sunt din alte județe, pentru că e normal să sprijinim atunci când avem un loc liber, să oferim cui are nevoie. Noi nu am renunțat la numărul de paturi de ATI, pentru că așa am considerat oportun și nu am renunțat la numărul de paturi de ATI. Astfel încât s-au diminuat, să zic așa, în funcție de context epidemiologic, da? În anul trecut, în vară, când erau până în, erau 10-20 de cazuri pe zi, evident că am mărit numărul de paturi non-COVID și am diminuat numărul de paturi COVID din spitale, astfel încât și pacienții non-COVID se poate beneficia de tratamente. În octombrie-noiembrie, când numărul de cazuri a explodat și, cum bine știți, am avut și 400 de cazuri pe zi, atunci, evident, numărul de paturi non-COVID la diminuat și am crescut numărul de paturi COVID. Și adaptăm, dar numărul de paturi de terapie intensivă nu ne-am redus. Acum s-au redus, având în vedere trendul descendent cumva, în luna februarie, s-au redus? Nu am redus numărul de paturi de ATI, dacă context epidemiologic o va impune, vedem o creștere numărul de paturilor pentru tratamentul pacienților COVID, vom crește corespunzător numărul de paturi non-ATI pentru tratamentul pacienților COVID. Și câte locuri aveți în pentru COVID? Astăzi sunt 59 de locuri. Ce în Spitalul Clinic Județean, în Spitalul Clinic Județean de Urgență, care are și secția pentru pacienți critici de la OMF, în Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant, pentru că și aici, fiind un centru regional, sau practic și județul Mureș, fiind un centru cu adresabilitate regională și nu numai, există și pacienți cu patologie cardiovasculară care trebuie să fie pregătiți să-i tratăm COVID pozitiv și, și suntem pregătiți să-i tratăm. Și mai avem paturi ATI și la Spitalul Sighișoara și Spitalul Târnăveni. Dar în vedere referim acesta, ascendent, am identificat paturi de terapie intensivă, să zic, intermediară, care necesită suplimentare de, sau anumite o suplimentare de necesar de oxigen. Da, am identificat paturi. Și în funcție de evoluție vom pune la dispoziție sau. Și unde am identificat? La Spitalul Județean de Urgență, în principal. Și legat de testele antigene, pentru faptul școli, aveți o diferență? Cum au fost făcute până acum la elevii din județ? Vă pot
sfârșit, cam aici evidență sau dacă aveți răbdare. Se fac acolo unde există cadre medicale, în școli. Pentru că există și aici o, nu toată lumea, deci conform metodologiei, Ordinului Comun, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, se pot testa, am distribuit, am dat inspectoratului școlar tot ce ține de teste și echipamentele respective, echipamente de protecție, le-am dat inspectoratul școlar și le-am distribuit la școlile din județul Mureș, unde există un cadru medical, cel puțin un asistent, care se poate face acea recoltare. Recoltare și, evident, efectuarea testului și interpretarea testului. Și unde nu există cadru medical? Unde nu este, aceste și există atunci, apelează la medicul de familie sau la un cel mai apropiat spital. Sau într-un Este cel mai important, din punctul de vedere al recunoașterii, să zic așa, a validității unui test antigen, da? Cel mai important lucru este să fie efectuat într-o unitate medicală. Furnizorii de servicii medicale din județ, începând de la medici de familie, policlinici, spitale, cunosc metodologia de raportare acestor teste. Dacă ne luăm un test din farmacie, da, un test ca să văd dacă e prezent sau nu, am boală sau nu am boală, și nu e făcut într-o unitate medicală, acea persoană nu poate să merge. Nu e validat ca și test pozitiv, pentru că nu e efectuat într-o unitate medicală. Și nu mai depurate pe teste, s-au descoperit copii, ori au fost infectați? Au fost, da, s-au descoperit și au fost efectuate și în școli, cred că și și în județ. Doar cu acordul părinților, evident. De asta există procedura totul, evident, cu acordul părintelui și se este cadrul medical. Câte teste pe copii s-au făcut anul acesta? Acum încerc să văd la nivelul județului Mureș, câte s-au făcut din datele pe care le am. Pentru realizarea centrelor de vaccinare este vorba de circa 280.000 de lei, dacă țin bine minte. Vă spun exact acum, pentru 361.000 de lei. Plus salariile chirurgi. Plus salariile 287.000 de lei până inclusiv luna februarie. Dar astea vor fi recuperate, aceste sume. La bugetul da. De conturile se depun la DSP și ulterior primește primăria de conturile, mai puțin la salariul personalului, unde până nu vor fi virați banii din bugetul central, primăria nu are posibilitatea să plătească, să acopere aceste cheltuieli. Care este tratamentul? Aș vrea să răspund la o întrebare legată de antigene. Până astăzi s-au făcut în județul Mureș 132 de teste antigene. În școli. De școli. De la începutul februarie? De când au fost distribuite, da. Și tratamentul COVID în unitățile spitalicești din județul Mureș? Care este tratamentul? Este un protocol unitar sau fiecare unitate medicală își, își face propriul protocol? Evident că există protocolul la nivel, sau fiecare unitate spitalicească are propriile protocoale, să zic așa, și în funcție de nivelul de competență al spitalului respectiv,
nivel de competență, de dotare și, evident, respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, ale Ministerului Sănătății, pe specialități, pe fiecare specialitate implicată în tratamentul COVID. Nu puteți da enumera produsele farmaceutice care se folosesc? Ca și denumire comercială nu le pot spune, dar sunt, evident, antivirale, anti... Tratamentul trebuie individualizat în funcție de pacient. Antiinflamatorii, antivirale, oxigenoterapie, antibiotice, deci... Dacă îmi permiteți o intervenție. Da. Este undeva periculos să lansăm în spațiu public ideea cum se tratează COVID-ul. Pentru că vedeți și această situație a testelor rapide. Testul rapid nu e o problemă cu cel care este pozitiv. Este o problemă cu cel care este fals negativ. De aceea ele trebuie efectuate de personal calificat. Tratamentul COVID trebuie să fie stabilit de un medic curant, de personal calificat. Au fost atât de multe naivități, de-aș spune, în media, care au produs daune pacienților și au întârziat instituția de tratament corect. Deci a vorbit de faptul că tratamentul COVID este cu substanța X sau Y, s-ar putea să fie o greșeală, de acest tratamentul trebuie individualizat în funcție de starea pacientului și în funcție de comorbiditățile acestuia. Din punct de vedere al gândirii profilactice, nu este util doar folosirea acestor teste rapide. Este util să ne gândim la modul în care vom reuși deschiderea tuturor fluxurilor pentru vaccinare. Pentru că, vedeți, la nivelul unității administrative teritoriale s-au pregătit 51 de astfel de fluxuri care s-au considerat că sunt necesare. Operaționale, în momentul acesta, sunt 11. Vi s-a comunicat un număr de persoane implicate, 171 de cadre medicale. Dacă mai trebuie să deschidem, și sperăm că va trebui să deschidem încă 40 de fluxuri, înmulțiți 171 cu 4. Și vedeți de ce personal medical este nevoie. Și atunci, așa cum cum s-a spus la această conferință de presă, Unitatea Administrativ-Teritorială Târgu Mureș și-a implicat personal medical din subordine, începând cu perioada anchetelor epidemiologice din martie 2020. Unitatea Administrativ-Teritorială Târgu Mureș și-a implicat personalul atât în cadrul programului de lucru prin delegare, cât și în afara programului de lucru prin contractare, pentru a asigura funcționalitatea acestor centre medicale, centre de vaccinare. Dar, atunci când vom da drumul la toate cele 51 de fluxuri, este nevoie de implicarea și altor unități medicale sau altor unități care au personal medical în subordine. Pentru că nu este suficient ca o persoană să vină două ore pe zi, este nevoie de o fidelizare. Pentru că, de exemplu, ceea ce pare banalul act de administrare al vaccinului, pe care injecțiile le fac în mod curent doamnele asistente. Acea doamnă asistentă trebuie să mai introducă acel vaccin într-o platformă. În momentul în care noi, în fiecare zi, învățăm o asistentă să facă aceste manopere, noi nu ocupăm un loc vacant. Noi îi disponibilizăm pațientul un alt loc al asistentei care știe să facă diluțiile și aceste manopere informatice. Deci există o nevoie de continuitate a personalului medical în aceste centre. Ceea ce, la nivel de unitate administrativ-teritorială, tot nu s-a înțeles. De aceea, personalul medical din direcția școlii, disponibil și după recepția activității școlare, este permanent acolo. Cel care este în unitățile școlare, după program, îl regăsim în centrele de vaccinare. Dar mai trebuie să vină și alții. Pentru că dumneavoastră se sesiza foarte corect creșterea ratei de infectare. Și atunci nu este logic că trebuie să creștem și numărul de persoane vaccinate? Dacă vrem să nu ajungem în scenariul roșu, trebuie să intensificăm campania de vaccinare. La nivel decizional, se încearcă asigurarea suplimentării numărului de doze. Dar trebuie să fim pregătiți și cu personalul care să administreze aceste doze. Unde? Avem. Cu ce? Sperăm că va fi. Dar trebuie să ne mobilizăm și în ceea ce privește resursa umană. Din punct de vedere profilactic, aceasta este o măsură care trebuie aplicată și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră.
cum la fel avem nevoie de ajutorul dumneavoastră să conștientizeze populația că acest COVID nu e bine să-l trateze acasă, după informații de pe diverse surse, gen Facebook sau alte. Și le știți dumneavoastră cel mai bine. Pe fluxul existent până acum, am reușit să acoperim nevoia de personal medical. Dar noi sperăm și ne dorim să se deschidă toate aceste fluxuri. Din punct de vedere al resursei de cadre medicale a primăriei Târgu Mureș, nu mai avem altă resursă. Întreaga resursă de cadre medicale a primăriei Târgu Mureș este mobilizat în aceste centre. Toate dosarele curte au fost solicitate? Pe lângă aceste cadre medicale din subordinea primăriei Târgu Mureș, am contactat și alte persoane cu pregătire medicală care au contactat servicii cu Unitatea Administrativă Teritorială. Pe această cale, poate, este momentul să mulțumim colegilor asistente medicale de la Institutul de Bocca de Vascular și Transplant, care ne-au ajutat și au venit organizat și constant în aceste centre de vaccinare, să mulțumim serviciului de ambulanță, care la începutul, când au fost 3 săptămâni în care personalul din unități, personalul medical din direcția școli, nu a avut weekend liber. Și în a 3-a săptămână au venit colegii de la ambulanță ca să poată să-și ia liber personalul școlar. Erau epuizați psihic și fizic, colegii. Sper că personalul medical a venit în țară pentru a lucra la aceste centri, a fost contactat și au venit, s-au vrea ambulanță. Toți cei care au putut asigura o fluiditate. Tocmai de aceea v-am spus, este nevoie, dacă o persoană vine o oră sau două ore, o dată pe săptămână, nu ajunge să depindă acele automatisme încât se asigure o cursivitate. Și vedeți dumneavoastră, dacă atunci, la început, când am deschis, nu vedeai perioada de așteptare, nu vedeai oameni în fața centrului de vaccinare, pe măsură ce s-au deschis fluxurile, au început să se vadă și acele minute curte. Incomparabil cu ce se vede în alte județe. Nu, la noi lucrurile merg bine. Dar merg bine pentru că am reușit să aducem acel personal care s-a fidelizat centrului și a dezvoltat automatism, rutină. În momentul în care ai un număr foarte mai gândiți-vă, noi trebuie să acoperim 12 ore în centrul de vaccinare. Dacă din oră în oră se schimbă asistenta sau medicul, dar mai ales asistenta, că ea trebuie să facă diluția, ea trebuie să folosească tableta pentru introducerea vaccinului. Și din oră în oră se schimbă asistenta. La fiecare din cele 3 fluxuri. Și atunci o asistentă o învață pe cealaltă ce trebuie să facă, cine mai vaccinează pacientul. Deci e nevoie de o fidelizare, de participare. Toți cei care au avut disponibilitatea de a oferi constanță în acordarea serviciilor în centrele medicale au fost contactați și incorporați în această muncă. Și cum timpul să cu când timpul au fost persoane care astăzi am vorbit, astăzi au lucrat în centru. Păi știu că solată a fost contactat la 9 seara, se întâmplă ca o persoană să peste noapte să-i se facă loc și să anunțe că nu se poate prezenta. Și atunci trebuie rapid să iei o decizie. Trebuie să asigur personalul din centru. Dar ne dorim o fidelizare și o participare constantă. De aici avem nevoie de sprijinul tuturor unităților care au cadre medicale în subordine. Primăria a amenajat spațiile, sunt pregătite fluxurile, dar pentru a fi operaționale, nu e nevoie doar de vaccin. E nevoie și de personal medical. Domnul doctor, referitor la cazul decesului care a domnului doctor Benede, ce ne puteți spune? DSP-ul a demarat o anchetă. Eu nu sunt în măsură să dau informații, nu cunosc această problemă. Dar cine ne-ar putea da informații? Ați pomenit o instituție DSP, nu reprezintă această instituție. Nu știu ce măsura instituția vă poate răspunde. Eu sunt aici în calitate de medic al direcției școlare din primăria Târgu Mureș. Legat de ce întrebarea dumneavoastră, din câte știu, este o anchetă în derulare, atât la nivelul colegiilor medicilor, cât și la nivelul poliției și ca atare vedem ce va spune ancheta anchetele respective. Se mai practică fenomenul legării de pat a pacienților? După cum există proceduri specifice și situații în care
E când se practică această contenție? În ce situație anume se practică contenția pacientului? Când situația o impune și când situația o impune, fiecare medic din specialitățile respective trebuie să cunoască procedura respectivă și să o aplice și să... Deci depinde de medic, de la medic. Depinde de specialitate, depinde de fiecare caz în parte. Sau sunt? Deci dacă sunt în fază de testare sau? Sunt omologate. Deci toate vaccinurile existente în România sunt aprobate la nivelul Agenției Europene a Medicamentului și Agenției Naționale a Medicamentului. Deci nu e vorba de testare pe populație. Prima dată se face pe combat. Studiile înainte de autorizare la Agenția Europeană de Medicamentului au fost efectuate studiile clinice respective. Pe eșantioane? Pe eșantioane specifice în funcție de tipul de etapa de studiu a vaccinului respectiv. Dacă mai aveți întrebări, având în vedere că a trecut timpul, v-aș ruga ultima întrebare, dacă mai aveți și dacă nu, atunci vă mulțumim pentru interes, participare, întrebări. Erau multe, dar asta e mai este important. Aș mai face și un apel în ceea ce a zis domnul doctor Șipoș. Pentru a putea realiza o campanie de vaccinare eficientă, dar acum, până acum am depins și de, ați văzut, de numărul de doze intrate în țară. Au fost probleme cu numărul de doze. Noi, la nivelul județului Mureș, ne-am organizat astfel încât să avem un număr mare de fluxuri. Am repartizat centrele pe întreg județul, nu le-am concentrat, am încercat să acoperim totul astfel încât accesibilitatea către un centru de vaccinare, fie fix, fie cu echipă mobilă, să fie cât mai bună pentru toți cei care doresc să facă vaccinarea. Și revenim la Târgu Mureș pentru a putea operaționaliza și din datele pe care le avem până la ora actuală, numărul de doze care vor intra în țară va crește destul de mult, asta implicit va duce la posibilitatea de a vaccina cât mai mult, inclusiv în Târgu Mureș. Avem nevoie de cadre medicale, medici, asistenți medicali, dar și de registratori, care să se implice în aceste centre și fac un apel public și pe această cale ca toți cei care doresc și vor și simt că trebuie și acum lumea medicală trebuie să se implice mai mult ca oricând și în partea de vaccinare să apeleze la Primăria Târgu Mureș pentru a putea duce la bun sfârșit și partea aceasta de vaccinare. Nu am spus o întrebare de domnul Domnul. Cu cele care au apărut imediat după vaccinare sau care s-au raportat și la 2-3 zile după vaccinare? Metodologia de raportare exista și înainte de COVID. Practic orice reacție adversă la un medicament sau vaccin există de mulți ani stabilită în România. Fie individual o putem face, fie prin medicul de familie sau la nivelul unității spitalicești. Cele 23 de reacții au fost în principiu cu forme ușoare sau spre mediu, dar nu, pentru că știu, au fost foarte puține raportate în centre și fără majoritatea ulterior. Și cel mai important lucru este să se respecte metodologia, fie dacă e în centru, fie dacă e ulterior. Eu
recomand, dacă aveți întrebări de specialitate, nu e nicio problemă, puteți să vă adresați direct domnului Moldovan sau domnului Dr. Șipăr. Eu oricum vă mulțumesc și aveți desigur posibilitatea, dacă vreți să, să aveți un interviu separat, că să ne-am sepan și vă doresc să zic bună. Și multă sănătate!